școala gimnazială și parohia ortodoxă din Cara, împreună cu primăria comunei Cojocna, au organizat duminică, 16 decembrie 2012, la școala gimnazială Cara, județul Cluj, ceremonia de dezvelire a bustului Iubirea de carte, in memoriam Nicolae Steinhard, realizat de sculptorul clujan Liviu Mocan, originar din satul Cara și donat de acesta școlii în care și-a început drumul către o carieră artistică strălucită. În cadrul ceremoniei au luat cuvântul autoritățile locale ale comunei Cojocna, domnul viceprimar Francisc Terec și reprezentanții cultelor religioase din Cojocna și din Cara, preoții ortodoxi Florin Colcer, Georgel Retnic și pastorul baptist Adrian Porumb. Invitații de onoare ai acestei manifestări au fost sculptorul Liviu Mocan și profesor universitar dr. Virgil Ciomoș, de la Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Amfitrionul manifestării a fost directorul școlii gimnaziale Cara, profesor Ioan Ivașcu. Evenimentul a fost precedat de întâlnirea educativă Cara de ieri și de azi, în cadrul căreia sculptorul Liviu Mocan s-a întâlnit cu locuitorii satului, ortodoxi, baptiști și reformați, la Biserica Ortodoxă Cara. Tema acestei întâlniri a fost sămânța roditoare. Am ales să avem în școala noastră o lucrare intitulată Iubirea de carte, deoarece dorim să oferim elevilor un exemplu, iar Nicolae Steinhard este un exemplu în acest sens al iubirii de carte. Nu se putea să alegem un loc mai potrivit pentru un asemenea bust decât școala din Cara, unde învățăm să iubim cărțile. Nicolae Steinhard a fost bibliotecar la Rohia și în același timp a avut această relație cu cartea. Cartea scrisă cu majusculă, adică Biblia. Și noi am inițiat aceste întâlniri tocmai din această dorință de a le oferi copiilor modele, exemple vii. Și, cum spuneam, se leagă și Liviu Mocan și Nicolae Steinhard prin acest epitet creștin care îi leagă pe amândoi. Liviu Mocan, născut în Cara, dăruiește școlii gimnaziale Cara un bust al monahului Nicolae de la Rohia. Și prin aceasta se întoarce acasă, iată, după 50 de ani și ne emoționează prin această donație și prin prezența lui în mijlocul nostru. Referitor la acest eveniment, a fost o oportunitate pentru mine să fac cunoscut iubitorilor de carte, să îndrăgească Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta fiind, de fapt, cartea vieții, cartea care poate să aducă lumină, înțelepciune, binecuvântare în viața aceasta. Și deasupra tuturor alergărilor și a ceea ce înseamnă truda pe pământul acesta, Dumnezeu va binecuvânta atunci când iubim cuvântul Său. Ne bucurăm foarte mult să avem în școală această minunată sculptură, pentru că cu siguranță copiii vor fi impresionați și vor aprecia mult mai mult arta, ceea ce și până acum cu domnii profesori au încercat să li se aducă la suflet, dar având în fața lor o asemenea operă de artă, sunt convinsă că se vor bucura și noi toți de asemenea. A fost una dintre cele mai frumoase întâlniri pe care școala Cara le-a avut de când eu sunt în această școală. Astăzi am fost martor la un eveniment cultural în satul Cara și sunt plăcut impresionat de gestul prietenului meu, Liviu Mocanu, care a donat acest frumos bust lui Steinhard pentru școala din care a făcut parte, din care a început viața lui, din care, zice el însuși, și-a deosebit mâna dreaptă de mâna stângă. Sunt impresionat de gestul în care l-am auzit cu toții astăzi din una dintre cărțile lui Steinhard, Dăruind vei dobândi. Cred că este valabil astăzi prin acest bust
care va rămâne ca o aducere aminte pentru toți copiii care vor învăța în această școală. Nu departe de zgomotul monoton al Clujului, în ritmurile imnului satului Cara, scris de fostul director al școlii din localitate în anii 50, Gavril Chiorian, s-a derulat al doilea episod din cadrul întâlnirilor educative inițiate de școala gimnazială Cojocna și menite să ofere elevilor modele de succes în viață din rândul absolvenților aceleiași școli. Cara mea, sat iubit, viață tu mi-ai dăruit, a intonat corul din Biserica Ortodoxă, cărenii primindu-l cu bucurie în mijlocul lor pe fiul sculptor care s-a întors după 50 de ani în satul pe care a fost forțat să-l părăsească împreună cu întreaga familie. Și s-a întors cu daruri neprețuite pentru consătenii săi. Sămânța pusă acum o jumătate de secol de către părinți, dascăli și de întreaga comunitate, rodind în operele de artă dedicate lui Dumnezeu și în caracterul unui artist care a dus Cara în centrul Clujului și al lumii, prin stâlpii împușcați, realizați în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989. Bustul Iubirea de carte In Memoriam Nicolae Steinhardt este o mărturie că arta, de orice fel ar fi ea, nu are sens fără Iisus Hristos, că arta fără Evanghelie este doar literă, culoare sau piatră. Acesta este crezul lui Liviu Mocan și al lui Nicolae Steinhardt. Liviu Mocan nu a fost fiul care să-și risipească talanții, ci a înmulțit și a redat comunității care l-a format ca artist și ca om. Copilul, ajuns azi un celebru sculptor, s-a întors la grădinița Cara, locul în care a învățat care e mâna stângă și care e dreapta. Lucru esențial pentru un sculptor, relația dintre mâna artistului și de alta creatoare fiind una de simbioză divină, reluare a actului de creație dumnezeiască. Liviu Mocan a rodit și noi, împreună cu el și cu părintele Nicolae de la Rohia, avem fericita și dificila misiune de a fi semințe roditoare. În amintirea părintelui Nicolae Steinhardt, am trăit cu toții, profesori, elevi, universitari, artiști, țărani, emoția transfigurării, într-o zi ca o pagină din jurnalul fericirii. Arta, de orice fel ar fi ea, nu are sens fără Iisus Hristos. Fără Evanghelie, ea este doar literă, culoare sau piatră.